Bună seara! Bună seara! Bine v-am găsit! Noi suntem de la compania Flux Surprise și am venit cu o mică surpriză. Să vă aducem bucurie în casa dumneavoastră. Mulțumesc, dar nu știu din care parte ați venit, spune-mi. Ce scuză! Vreau să spun acest buchet de flori pentru dumneavoastră. Mulțumesc, așa? Frumos! Aici aveți șampanie pentru masa de sărbătoare. Mulțumesc, frumos! Și tortă ca să înducească viața frumoasă pentru masa de sărbătoare. Dar cel mai important, spuneți din partea cui crezi că poate să vină această surpriză? Nu pot să-mi dai îngâni partea cui, că am trei fișori, cinci am avut, doi slujesc la Domnul și doi sunt la ruși. Eu știu din care parte nu mă pot scăle. Deci nu prea surpuneți? Care din ei? Nu știu, am Vitalie la Urși și Alghi și Vladic e la Tiumeni și eu nu știu care sunt, nu știu, nu-mi chipă. Exact, este din partea piciorului Vitalie și Nora Mariana, da? Aha. Dacă nu mă greșesc, este din partea lor, care v-a făcut această surpriză frumoasă, așa, și a transmis un mesaj de felicitare, care ne-a rugat să-l recit pentru dumneavoastră. Bun, mulțumesc! Așa. Ești prima persoană care m-a văzut pe lume. Ești prima persoană care i-am dedicat primul cuvânt. Ești prima persoană care m-a ținut de mână când am făcut primii pași. Ești prima persoană care a stat lângă mine când m-am dus prima zi la școală. Ești prima persoană care suna doctor când mă îmbolnăveam. Pentru toate, ești prima persoană din inima mea. La mulți ani, scumpă mamă! Mulțumesc! Dacă aveți dumneavoastră, transmiteți un mic salut. Vitalie, mulțumesc de suflet. Și sănătos. Și Vladi, și lui Vitali, și la tăți, și lui Ion, și vă mulțumesc din suflet. Și vreau să vă spun, măcar voi să vă țineți în viață, să am nedejde între aia și trei, dacă doi spuneți la Domnul. Mulți ani și vouă și sănătoși. Și vă mulțumesc, m-ați stimat. Și aveți grijă de mamă. Mulțumesc frumos. Ajung departe. Stau acum și îmi dau seama cât aș face pentru mama. Că mama e cu vorbe bune, n-am ca ea pe alta în lume. La oglindă o ajut să-și lege năframa. Mi-aș da viața, mi-aș da viața, mi-aș da viața pentru mama. Stau acum și îmi dau seama cât aș face pentru mama. Că mama e cu vorbe bune, n-am ca ea pe alta în lume. La oglindă o ajut să-și lege năframa.